Bună seara, vă spune Daniel Meze la ceea ce va fi un serial despre educație integrală pe care o să-l transmitem live pe Facebook, pe pagina Asociației ARI și pe pagina Editurii ARI. Dorim să facem 10 lecții sau 10 episoade despre ceea ce denumim educație integrală. Am onoarea ca împreună cu mai mulți colegi să conduc o editură, editura ARI, care tipărește cărți despre educație integrală și în colecția noastră avem 5 cărți de educație integrală pe care o să le parcurgem în acest serial de 10 episoade și astăzi am plăcerea să începem cu această carte, Conectați prin Regele Naturii și totodată împreună cu colegii mei am și un ONG, Asociația ARI, a cărui președinte sunt și simțim să facem acest demers public de a explica celor doritori ce înseamnă educația integrală sau care sunt principiile educației integrale. Și de-a lungul acestor 10 episoade vom spune mai multe principii, le vom comenta, suntem deschiși la întrebările dumneavoastră, la sugestiile dumneavoastră, ne puteți scrie mesaje pe Facebook, ne puteți scrie mesaje pe telefon, numărul meu de telefon este public, atât pe pagina de Facebook a Editurii ARI, cât și pe pagina de Facebook a Asociației ARI. Ne puteți scrie chiar live mesaje în timp ce vorbim, dacă nu mă înșel, o să pot să văd mesajele și să derulez scrollul cu mesaje în live în timp ce suntem în direct. Fiți deschiși să puneți întrebări, să ne dați sugestii, fiți deschiși și chiar vă invităm să distribuiți live-ul nostru, să invitați prietenii să vadă acest live în timp ce el se derulează și să vă bucurați de tot ceea ce spunem și să fiți mult mai câștigați în urma episoadelor noastre despre educația integrală. Bun, cam asta a fost partea introductivă. Haideți să trecem la câteva lucruri concrete. Deci, am propus următorul format la care m-am gândit. Poate îl vom mai îmbunătăți pe de-a lungul celor 10 episoade. Selectez niște pasaje din cărțile noastre, le citesc și le comentez. Le putem comenta împreună, ne puteți da sugestii, întrebări. Dar ca să avem o bază de la care să pornim, avem cărțile și spun că cărțile sunt una dintre cele mai importante pietre de temelii care le putem pune la formarea noastră ca și oameni. Cărțile, la urmă urme, înseamnă tot ceea ce generațiile anterioare au acumulat ca și cunoștințe, le-au scris pe hârtie și le-au transmis generațiilor următoare. Astfel încât fiecare generație care vine să nu ia de la zero, să aibă memoria generației anterioare și generațiilor anterioare scrisă, astfel încât noi să nu mai luăm totul de la zero, să luăm deja din înțelepciunea generațiilor interioare și să pornim cu un avans în viață. Și primul pasaj pe care vreau să vă citesc din această carte este o carte despre educație integrală, se numește Conectați prin Regele Naturii, autorul este profesorul Michael Lightman, este o carte destul de grosuță, 312 pagini. Nu vă intimidați de grosimea ei pentru că este tipărită pe foaie volumetrică. Foaia volumetrică îi dă un volum mai mare cărții, o grosime mai mare, dar o face mai ușoară. Foaia volumetrică este mai ușoară, dar este mai mare în volum. Deci 312 pagini, o carte pe care vă recomand din toată inima. Și haideți să citim din această carte câteva pasaje și să le comentăm împreună. Chiar la începutul cărții, în cuvântul înainte, ni se spune în felul următor. Viața noastră gravitează în jurul legăturilor și relațiilor noastre. Până la urmă, viața noastră reflectă sentimentele pe care le nutrim unii față de alții. Schimbările din viața noastră ne fac să înțelegem importanța interconectărilor noastre. Concentrându-ne pe legăturile dintre noi, vom putea trăi o nouă realitate într-o nouă lume. Trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă între noi. Fără să vrem, ne-am trezit adesea aprinși în relații de egocentrism și ură și respingere, incapabil să ne tolerăm unii pe alții, chiar în propriile noastre familii. Modul nostru obișnuit de viață ne îndepărtează de realitatea iubirii și respectului reciproc.
Deci, iată că încă de la începutul cărții ne se spune că calitatea vieții noastre, adică modul în care noi suntem satisfăcuți de viața noastră, plăcerea din viața noastră, calitatea relațiilor pe care o avem unii cu alții, este determinată de sentimentele noastre. Acum, ce înseamnă sentimentele noastre? Poți să am sentiment de dragoste față de un om, poți să am sentiment de compasiune față de un om, poți să am sentiment de respingere față de un om, de tristețe, de supărare, de fericire, de dispreț, de revoltă. Sunt diferite sentimente care haideți să le punem undeva unde este inima noastră. Inima noastră este suma sentimentelor noastre. Cu inima judecăm tot ceea ce înseamnă sentimente sau afect al nostru. Pe de altă parte, cu rațiunea, cu creierul, judecăm și analizăm de multe ori ce este în inimă. În inimă avem diferite sentimente, cum am spus, sentimente de încântare. Acum sunt încântat că fac acest live pe Facebook și îl și registrez cu o cameră, astfel încât să putem face și un DVD cu aceste episoade de educație integrală. Ce am un sentiment de încântare. De ce? Pentru că sunt în relație cu dumneavoastră, acum 12 oameni ne privesc online pe Asociația Ari, dacă nu mă înșel, și avem încă o persoană care ne privește online pe editura Ari. Deci, 17 persoane ne privesc live. Ca și cum, acum aș fi într-o sală și în sala aceasta ar fi 17 persoane. Sau, uitați acum, 19 persoane. Pentru mine este o încântare că pot să mă adresez unor persoane și că pot să împărtășesc niște gânduri. Deci am un sentiment de încântare în inima mea și rațiunea mea spune, ok, ceea ce faci tu până acum, de 5 minute de când a început live-ul, este un lucru bun. Și mintea mea judecă. Deci relațiile dintre mintea mea, creierul meu care analizează rațional și inima mea care simte, îmi dă senzația vieții, că e pozitivă sau că e negativă. Deci, cum spune aici, viața noastră reflectă sentimentele pe care le nutrim unii față de alții. Deci, sentimentele mele sunt în raport cu oamenii de lângă mine. Nu pot să am niște sentimente doar eu singur. Sentimentele mele tot timpul sunt legate de cineva. Acum sunt legate de privitorii care urmăresc live-ul. Dacă, să zicem, că s-ar opri brusc live-ul și mi-ar cădea internetul, rețeaua de internet sau s-ar strica telefonul, pur și simplu s-ar deconecta relația pe care o am cu dumneavoastră pe acest live și n-aș mai nutri sentimente de încântare, aș nutri sentimente de frustrare, de nervozitate pe operatorul de internet, pe cel care a făcut telefonul, de mi s-a stricat. Deci tot ceea ce trăim noi trebuie să învățăm că este legat de sentimente și de gândire, de analiza sentimentelor. Și tot timpul sentimentele și gândirea noastră este legată de ceilalți oameni. Nu există sentiment pe care noi să-l nutrim în ființa noastră, nu este gând pe care să-l nutrim în mintea noastră, fără să-l putem atribui unei persoane. Că e mama, că e tata, că e soția, că e soțul, că e fratele, că e surora, că e vecinul, că e prietenul. Tot timpul ceea ce gândim și simțim este în raport cu cei de lângă noi. Bun. Și ne spunem carte, concentrându-ne pe legăturile dintre noi, vom putea trăi o nouă realitate într-o nouă lume. Deci iată că lumea în care eu trăiesc, în sens larg, este definită foarte mult prin relațiile cu oamenii de lângă mine. Ce înseamnă de fapt lumea în care trăim? Noi ne raportăm cu toate nivelurile din jurul nostru. Cu mineral. Da, de exemplu, eu am această cană făcută din ceramică. Ceramica este nivelul inanimat. Deci, nivelul de mineral. Păi eu relaționez cu această cană în sensul că mă folosesc de ea, de nivelul mineral, și această cană îmi ține un ceai care este foarte bun, pe care pot să-l beau. Deci, eu relaționez cu nivelul mineral. Totodată, relaționez cu nivelul vegetal. Acum, nu vedeți dumneavoastră, dar lângă mine am o plantă. Și eu mă uit la această plantă, o ud odată la câteva zile și îmi creează plăcere faptul că o văd așa frumoasă și o văd verde. Și am o relație cu acest nivel, care este mai sus decât nivelul mineral, da? Cum este această cană, este nivelul vegetal. Și am o relație cu acest nivel vegetal. Îl privesc, mă aduce încântare, îl servesc în sensul că îi dau apă, îi dau lumină, este orientată înspre geam și am o relație cu acest nivel. Bineînțeles, am o relație și cu nivelul animal. Adică, poate în camera mea sunt niște, nu știu, muști sau
un paianjen sau poate că sunt niște gângănii, nu știu. Dar nu relaționez foarte mult cu ele. Poate dacă aș avea un cățel, da, eu nu am un cățel, dar cei care au un cățel sau o pisică în casă, ei relaționează cu acest nivel animal mai mult decât relaționează cu nivelul mineral sau vegetal. Deci au o relație și mai adâncă. Cea mai adâncă relație pe care o avem este, bineînțeles, cu nivelul uman, cu nivelul vorbitor, cu semenii noștri. Deci lumea noastră în care trăim este stratificată din aceste nivele. Mineral, vegetal, animal și uman. Și acum ne spune cartea în felul următor, concentrându-ne pe legăturile dintre noi, vom putea trăi într-o realitate, într-o lume mai bună. Deci calitatea vieții mele este dată de relațiile pe care le am eu în lume, dar lumea asta, ce e lumea asta de fapt? Lumea asta este stratificarea acestor nivele, mineral, vegetal, animal și uman. Deci relațiile mele cu nivelul uman îmi vor da lumea în care trăiesc. Este un iad, în sensul că mă cer cu toată lumea, sunt nemulțumit, am războaie cu toată lumea, nu împărtășesc nimic cu alții. De exemplu, acest live, aceste episoade, este o împărtășire din partea noastră spre dumneavoastră. Și o bucurie că putem face acest live. Și o bucurie că avem acum 15 persoane care ne văd live. Ca și cum aș fi într-o sală cu 15 persoane. Este extraordinar. Deci, relațiile noastre cu ceilalți înseamnă relația practic cu lumea. Și mai spune în felul următor, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă între noi. Ce fel de relații avem între noi? Relații de egoism sau relații de altruism? Relații de conflict sau relații de armonie? Acum, bineînțeles, niciodată nu vom avea numai relații de armonie, numai relații de iubire, numai relații de lapte și miere. Vom avea și relații de ceartă, de respingere, poate chiar de ură, de supărare. Și noi trebuie să știm să balansăm aceste lucruri, relațiile de conexiune sau de iubire și relațiile de disconexiune sau relațiile de ură sau de respingere. Și trebuie tot timpul să balansăm aceste două linii, linie stângă, linie dreaptă și tot timpul să creștem linia dreaptă. Să încercăm să ne conectăm cu celălalt, să încercăm să înțelegem, să vorbim cu ei, să le dăruim grijă, atenție, sfaturi, o vorbă bună, un zâmbet. Deci trebuie să învățăm să relaționăm cu ceilalți de lângă noi. Asta se numește, cu alte cuvinte, inteligența emoțională. Inteligența de a relaționa cu cel de lângă mine, de a simți stările. În primul rând, de a simți stările mie. Cum sunt eu acum? Sunt poate puțin agitat, că am emoții, că este primul episod pe care îl filmăm live. Și avem aici am reușit cu un coleg din Florești, cu domnul Serhat Topaz, să facem un mecanism pe trepied pe care să pun două telefoane și o cameră de luat vederi. Și cu 10 minute înainte de a intra live am potrivit frumos și telefoanele și camera de luat vederi ca să putem transmite cât mai bine această emisiune sau acest live. Deci sunt entuziasmat. Și atunci trebuie să vedem exact, inteligența emoțională ne spune să fim atenți la sentimentele noastre și ceea ce simțim, dar să fim atenți și la sentimentele celor de lângă noi. Să încercăm să-i simțim și pe ei și să avem un schimb între noi. Adică eu să nu mă focusez tot timpul, cum spune aici, ne-am trezit adeseori prinși în relații de egocentrism. Deci tot timpul să simt în ce fel de relații sunt cu cel de lângă mine. Ce simt eu față de cel de lângă mine, ce simte cel de lângă mine față de mine. Și atunci îmi dezvolt capacitatea și această deprindere care se numește inteligența emoțională. Știu să lucrez cu emoțiile mele. Știu să mi le ascult, știu să le identific, știu să le identific, să le văd în cei din jurul meu și să relaționez cu ei astfel încât, văzându-le emoțiile, să pot să lucrez cu ele conștient. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne mai ne spune cartea. Acum, eu obișnuiesc să citesc astfel cărțile, citesc cartea și subliniez ceea ce îmi place. Nu știu dacă se vede exact, dar ceea ce îmi place, eu subliniez și atunci când recitesc cartea, insist pe ceea ce am subliniat. Și văd, înțeleg, aici mi-a plăcut. Și acum eu vă citesc câteva pasaje din ce mi-a plăcut când am citit cartea și le comentăm împreună. Bun. Criza înseamnă o naștere într-o nouă stare. Și acum se folosește aici o comparație foarte interesantă. Gândiți-vă la un făt.
dezvoltându-se în pântecul mamei sale. Deci la un copil care se dezvoltă în burta mămici. Se află protejat în adăpostul său până când începe să se desfășoare un proces neplăcut pentru el numit nașterea. Atât mama cât și fătul trec experiența unui stres și acumularea unei presiuni. Până la punctul în care nu se mai pot suporta unul pe celălalt și fătul trebuie să iasă afară. Tradus în emoțiile noastre, este ca și cum fătul urăște să mai stea în interiorul mamei sale, înăuntru mamei sale, în timp ce ea pare să nici nu mai vrea și nici să fie capabilă să-l păstreze înăuntru. Atunci, prin respingere reciprocă, se produce nașterea și se naște un copil într-o lume strălucitoare și minunată. Întâmpinat ca unul care va fi premiat cu o nouă viață, într-o nouă lume. De unde cândva am fost câteva grame de carne dezvoltându-ne într-un alt organism, a apărut acum o ființă umană. Este încă mică, incapabilă să-și perceapă cele ce îl înconjoară, este începutul unei noi vieți. Vedeți, aici este o metaforă extraordinară. Și trebuie să luăm această metaforă și să o aplicăm în viața noastră. Viața noastră începe practic cu nașterea. Dar ce este nașterea din acest pasaj? Este un proces foarte interesant unde noi ne dezvoltăm în pântecul mamei, da? Cineva are grijă de noi, și ne dezvoltăm atât de mult până când la un moment dat este o criză. Atât în făt, cât și în mamă. Adică atât în gazdă, în mamă, cât și în oaspete, în făt. Ce se întâmplă cu această criză? Se naște o forță de respingere reciprocă între mamă și făt. Se declanșează contracțiile nașterii și fătul o ia frumos la vale și se naște copilul într-o nouă lume. Dacă copilul ar raționa, și el raționează la un anumit nivel inconștient în burta mamei, pentru făt, și toți psihologii ne spun asta, pentru făt, nașterea pentru copil este o traumă. Este de fapt prima traumă din existența noastră. Trauma fiind nașterea în sine. Dacă copilul ar putea scrie o carte sau ar putea vorbi, ar spune: mă simt foarte rău, mă simt foarte ciudat, aici am stat 9 luni de zile și acum trebuie să părăsesc acest mediu în care m-am simțit atât de bine, am fost hrănit, am fost îngrijit, mi-era calm, mi-era bine și acum trebuie să-l părăsesc, nu știu, mama nu mă mai iubește, mama nu mă mai vrea, mă expulzează din ea. Deci copilul, dacă ar putea să vorbească, n-ar povesti astfel de trăiri. S-ar simți respins, s-ar simți abandonat, s-ar simți dat afară, s-ar simți foarte neplăcut. Dar toate aceste stadii prin care el trece, pentru că nașterea poate să dureze, nu știu, o oră, două ore, 10 ore, o zi, travaliul poate să fie mai complicat. Bine, acum avem metode moderne, cezariană, scoatem ușor copilul afară, copilul nu se mai zbate, poate nu-i bine să-l scoatem așa, depinde. Dar ceea ce este cert este că copilul fiind într-un mediu, el se simte dintr-o dată în offside. Se simte că în mediul în care el stătea nu mai este bine primit, chiar este respins. Și pentru el este o traumă. Dar este înspre binele lui. Pentru că el nu mai poate să stea în burta mamei. El a crescut atât de mult, s-a dezvoltat atât de mult, încât el trebuie să-și dezvolte o autonomie. Și trebuie să cunoască o nouă lume. Cunoștea o lume și acum cunoaște altă lume. Vidrean Diana ne spune: ca mamă pot spune că sunt de acord cu tine. Cam asta e senzația. Mulțumim, doamna Vidrean Diana, pentru mesaj. Deci, așa suntem și noi. De exemplu, noi acum, de coronavirus, de această criză, două luni am fost forțați să stăm într-un pântec. Da? În pântecul apartamentului nostru. Ne-a fost interzis să ieșim afară. Până acum noi aveam o lume largă în care viețuiam. Mergeam la o terasă, mergeam la un film, mergeam la mall, mergeam la o cină romantică, făceam curte unei domnișoare, ne lăsam ca domnișoara să fim curtată de un domn, mergeam, ne vizitam părinții, mergeam la lucru, relaționam cu colegii. Deci, trăiam într-o lume largă. Cine știe, poate mergeam în alt oraș, mergeam într-o vacanță, în Grecia. Trăiam într-o lume largă și dintr-o dată am fost forțați să intrăm într-o lume mică, cea a apartamentului, a casei noastre, prin toate aceste restricții. Și atunci am trăit o perioadă, bineînțeles, de criză. Nu neapărat o criză atât de profundă, în sensul în care, bine, poate a fost și profundă, haideți să nu minimalizăm. Dar ceea ce trebuie să învățăm noi, că orice criză,
cum este și nașterea copilului, este nașterea spre o nouă etapă. Deci, dacă noi, ca și individ, ca și societate, ca și comunitate la noi în Florești, ca și oraș, metropolă, cum este Cluj-Napoca, ca și țară, ca și Uniunea Europeană, ca și toate țările, sau ca și, cum să spun, organizația tuturor țărilor de pe globul acesta, Organizația Mondială a Sănătății sau ONU, Organizația Națiunilor Unite, învățăm ceva din criza asta și suntem mai responsabili unii cu alții și ne gândim, ok, pe pământul ăsta ce necesar avem noi de materiale sanitare, de măști, de dezinfectanți, cum ne putem pune la comun energiile astfel încât cât mai repede să dăm un antivirus, un vaccin care să contrabalanceze acest virus și să dăm leacul pentru această infecție sau pentru acest virus. Cum ne putem pune în comun eforturile ca să facem o stare de izolare care să funcționeze într-un fel în toate țările. Nu o țară să ia niște măsuri, altă țară alte măsuri, să se blocheze circulația astfel încât oameni, cum au fost și români, blocați în Ungaria sau blocați în Austria, nu au putut veni în țară, să ne coordonăm mișcările între noi. Ca și state, ca și comunități locale, ca și indivizi în familie, într-o microsocietate. Astfel încât orice perioadă de criză, dacă știm să o privim cum trebuie, pentru că tot timpul un eveniment este rău sau bun. Bineînțeles, fundamental sunt evenimente rele, care foarte greu le putem privi ca și evenimente bune. De exemplu, ne moare cineva drag în această criză de coronavirus. E greu să spui că e un lucru bun, judecând la un alt nivel, pentru că tu ai o dramă pe care o trăiești. Dar noi, pe majoritatea evenimentelor, ar trebui să vedem partea plină a paharului. Deci cum e cana aceasta? Am băut deja jumătate din cana cu ceai, mai am urmat jumătate plină. Să vedem partea plină. Pentru că atitudinea pe care o avem, puterea interioară care este în noi, face diferența tot timpul. Ne putem plânge tot timpul, putem spune, vai, că trăim într-o țară de rahat, că trăim în Floreștiul ăsta unde avem o conducere cum o avem, că trăim în Europa care nu e Europa unită și fiecare țară face ce vrea ea și uită că și Marea Britanie a ieșit din Europa. Ne putem plânge că suntem numai după 30 de ani de comunism și că nu avem o democrație consolidată. Sau putem spune, ok, sunt toate aceste probleme, dar o să fac tot ce ține de mine astfel încât să fiu mai conștient, mai civilizat, să învăț mai bine tot ce înseamnă lucrurile pe care trebuie să le facem, să încerc să influențez și pe ceilalți să facă aceste lucruri, cum încercăm și noi să influențăm pozitiv prin aceste live-uri. Deci să vedem exact cum putem să vedem fiecare situație de criză ca fiind o situație prin care ni se deschide o lume nouă. Prin această comparație cu copilul din burta mamei, care el trăia într-o lume și la naștere s-a născut într-o altă lume. O lume care prima dată se naște și este neajutorat. El nu poate să trăiască singur. Mama trebuie să-l adapte la sân, să-i dea hrană, trebuie să-l îngrijească și doar după ce va crește va putea să fie independent. Deci ne naștem într-o nouă lume cum este acum, nu știm ce se va întâmpla după această criză de coronavirus, dar gândiți-vă că în Evul Mediu o criză similară, cum era ciuma, cum era holera, cum era gripa spaniolă, omora milioane de oameni. Ciuma rădea jumătate din populația Europei. Deci din două persoane, una murea. Totuși, acum trăim niște vremuri mai civilizate când, nu știu, au murit 100.000, 200.000 de oameni la nivel global. Nu au murit 15, 20 de milioane sau 30 de milioane cât au murit de gripa spaniolă doar în urmă cu 100 de ani. Deci, bunicii sau străbunicii noștri au prins-o, acea gripă care a măcinat, a ras 15-20 de milioane de locuitori la nivel global, mai mult decât primul război mondial. Deci asta a declanșat după primul război mondial, puteți să o dați pe Google să vedeți, să vedeți cum am evoluat noi timp de 100 de ani și ce efect a avut atunci gripa respectivă și ce efect are acum această gripă, că e tot o gripă, e tot un virus gripal, din câte am înțeles, nu sunt specialist. Bun, deci mi-a plăcut această comparație cu copilul care se naște într-o nouă lume, care este o oportunitate pentru el până la urmă, dar el nu o vede în acel moment ca și o oportunitate. Noi dacă ne setăm mental astfel încât să ne dăm seama că undeva, dacă privim poza de la o înălțime mai mare, ceea ce ni se întâmplă tot timpul este înspre bine și când simțim că este spre rău pe termen scurt și mediu. Bun, haideți să mergem mai departe. M-am propus să discutăm 30 de minute, dar cred că vom sta mai mult de 30 de minute.
ca să facem o transmisiune cât mai bună și să dăm un gust cât mai pe larg a tot ce înseamnă educația integrală. Și uitați ce spune în felul următor în acest pasaj. Oamenii care au trăit în era sclavagismului, apropo, vorbeam de acum 100 de ani, haideți să vedem cum era acum 2000 de ani. Oamenii care au trăit în era sclavagismului nu știau că următoarea stare de lucruri va fi cea a unei relative libertăți. Ei credeau că sclavagismul era cea mai convenabilă stare. Nu aveau nicio dorință de a gândi independent. Nu-și doreau să muncească. Nu. Deci, nu aveau nicio dorință de a gândi independent și își doreau să muncească pentru a căpăta, în schimb, hrană și adăpost. Asta era tot ce își doreau. Stăpânul își păzea sclavii pentru a profita de pe urma muncilor și le punea la dispoziție adăpost, hrană și se îngrija de sănătatea lor pentru că obținea de la sclavi mai mult decât investise în ei. În felul acesta, ambele părți aveau de câștigat. Dar proprietarii de sclavi au descoperit că pot profita mai mult dacă îi eliberează pe sclavi, deoarece ceea ce produceau erau insuficient pentru a justifica păstrarea lor în cadrul proprietății. În acest mod, societatea a evoluat către faza următoare. Bun, deci ce ne spune aici? În urmă cu 2000 de ani, tot noi, umanitatea, relațiile sociale erau în felul următor. Erau sclavi și stăpâni de sclavi. Acum, unii au spune că e același lucru și astăzi. Totuși, sclavia, eu zic că este mult mai rarefiată decât era atunci. Da, sunt de acord la un moment dat că putem spune că și astăzi este o sclavie. Deci, acum 2000 de ani erau stăpâni de sclavi și sclavi. Majoritatea erau sclavi, ei obțineau hrană, siguranță, adăpost, casă de la sclav, de la stăpânul sclavului, de la stăpân, da? Și munceau pentru stăpân. Stăpânul gândea și spunea, trebuie să cultivăm asta, trebuie să facem comerț, trebuie să ne păzim de popoarele migratoare, trebuie să ne îngrijim de noi. Deci el gândea, ei erau muncitori, sclavii. Sclavii nu își puneau problema, vreau să fiu liber, vreau să am eu pământ, vreau să am eu proprietăți, vreau să am eu libertatea de a alege, vreau să mă apăr eu singur împotriva migratorilor. Nu, ei se mulțumeau că aveau mâncare, aveau siguranță, aveau adăpost. Dacă vă gândiți, făcând un arc peste timp, ce era Evul Mediu? Evul Mediu era format din relațiile de suzeranitate. Era suveranul, suzeranul și vasalul. Da? Țările române erau vasale la turci sau la Imperiul Țarist sau la Imperiul Austriac sau Habsburgic sau Austro-Ungar mai târziu. Sau noi în Transilvania eram sub suzeranitatea regelui Ungar. Deci erau relații în care diferite comunități plăteau tribut, plăteau dări a unui suveran care proteja aceste teritorii, deci ținea pacea socială, le proteja de popoare migratoare, le proteja de alți invadatori care vreau ei să le ia sub stăpânire, dădea oarecare libertăți, anumiți oameni deja erau liberi, nu toți erau iobagi, dar totuși era un regim de vasalitate. Aceasta este caracteristic Evului Mediu. Am evoluat mai mult și mai mult și noi suntem din ce în ce mai liberi. Acum, nimeni nu ne obligă să mergem la muncă. Mergem la muncă că vrem să câștigăm un ban și să ne întreținem. Dar tot timpul, și asta s-a subliniat în acest pasaj, că sclavii sau cei care erau vasali sau cei care erau supuși la un moment dat nu își puneau problema să se elibereze. Și poate era și frică. Dar iată că lumea a evoluat și sistemul social s-a schimbat și devenim din ce în ce mai liberi. Până când vom vedea că ultimul stăpân de care trebuie să ne eliberăm este de fapt un stăpân, un faraon interior. Un mecanism care se numește egoism și care ne face prizonierii lui. Deci tot ceea ce însemna în exterior, stăpânul de sclav, seniorul feudal, imperiul austro-ungar sau țarist sau turc, nu știu, acum putem considera sclavii guvernului sau sclavii, nu știu, primarului sau Consiliului Județean. Deși e forțată comparația. Bine, unii politicieni mai sunt baroni. Sunt numiți baroni. Deci ca și cum ei sunt baroni și noi suntem supușilor. Dar totuși, sclavia s-a rarefiat. Nu mai avem lanțuri și cătușe la mâini doar dacă încălcăm codul penal. Deci, dar ne punem problema dacă nu cum avem o sclavie mentală în care trăim în niște relații interumane care ne fac sclavi. Dar poate vom vorbi asta mai încolo. Dar am ținut să punctez și acest lucru. Bun, mergem mai departe.
și spune în felul următor cartea: dacă ne analizăm pe noi înșine și dezvoltarea noastră ca ființe umane, vom constata că întreaga noastră evoluție își are originea în dorințele noastre, în nevoia constantă de mai mult. La început am avut dorințe neînsemnate. Ne doream să trăim la țară cu câteva vaci, câteva păsări, o bucată de pământ. Da, și continuă și dă exemple mai multe. Deci, ce este important și ce vreau să subliniez aici, și cartea subliniază, noi tot timpul avem dorințe. Practic, evoluția omenirii este evoluția dorințelor interioare ale acestei naturi Homo sapiens sapiens. Dacă la început aveam dorințe foarte mici, trăiam într-o peșteră, mergeam la vânat, aduceam vânatul acasă, făceam foc în peșteră, mâncam și cam asta era toată viața noastră. Poate începeam să desenăm pe pereții peșterii, să facem un început de artă sau să transmitem copiilor noștri printr-un desen cum se vânează un mamut, ca să transmitem niște cunoștințe mai departe. Ceea ce acum se numesc, nu, cărțile. Da? Cărțile au început pe pereții peșterilor. După care am început să evoluăm. Societatea mică din peșteră a devenit un trib, unde deja aveam o ierarhie, un șef de trib sau o gintă, un sistem de organizare, unde unii făceau o treabă, alții altă treabă, mamele se ocupau de copii, creșteau copii, bărbații în putere mergeau, vânau, alții apărau tribul de alte triburi care se ciogneau, unii poate făceau comerț cu alte triburi, alții mergeau să vadă unde mai pot să vâneze, poate trebuia să se mute, deci au crescut dorințele. După care, la un moment dat, în istoria omenirii, a început să și cultivăm pământul, să devenim agricultori, să ne așezăm. Și atunci s-au născut primele așezări și a dorit mai mult. Unii oameni au spus, acesta e pământul meu, ăsta e pământul tău, și unii oameni au început să-și facă casă. Deci dorințele noastre au crescut, au crescut, au crescut. Atât cele materiale, casă, masă, mașină, haine, da, nu știu, tratamente faciale, ceasuri, bijuterii și așa mai departe, dorințele au crescut, materiale. Și e perfect normal, nu avem de ce să ne acuzăm că vrem mai mult. Da? Eu stau în apartament cu două camere. Poate la un moment dat, peste 10 ani, 15 ani, voi dori și eu să-mi construiesc o casă. E perfect normal să vreau mai mult decât un apartament cu două camere. Poate acum eu sunt director de editură și director de ONG. Noi avem o cifră de afacere la ONG sau niște venituri și niște cheltuieli de câteva mii de euro anual. Eu la un moment dat vreau să cresc cu ONG-ul meu, să am o cifră de afacere și un venit, intrări și ieșiri de bani de 100 de mii de euro, nu de 5-6 mii de euro. Da? E normal să vreau mai mult. Contează ce fac când vreau sau mai mult. Cum mă relaționez cu oamenii de lângă mine astfel încât eu să preiau de la mediul din jurul meu niște lucruri și să dau înspre mediu, să fiu un flux. Primesc mai mulți bani, primesc mai multă încredere, dar și livrez mai multă încredere, mai multe cărți, mai multă cunoștință și tot așa. Deci e normal să vrem mai mult material. Noi vrem mai mult și psihologic sau psihoemoțional. Vreau să mă iubească toată lumea. Vreau atenția cât ori mai multor oameni. Vreau să mi se cunoască meritele. Am onoare, am orgoliu, am dorințe psihomentale, care nu sunt neapărat concrete, adică nu le contabilizăm în bani. Oricât am încercat să contabilizăm în bani iubirea, n-ai cum să o cumperi. Poți să cumperi un teatru. Cineva te iubește și zâmbește pentru că primește beneficii materiale. Dar nu poți să-i cumperi inima unei persoane. N-ai cum, nu poți fi cumpărată cu bani. Deci dorințele noastre cresc. Și evoluția noastră înseamnă evoluția dorințelor noastre, atât ca și individ, cât și ca specie, ca umanitate. Bun, să mergem mai departe. Să vedem dacă mai avem mesaje. Bun, uitați tehnologia asta minunată. Acum 20 de ani, 15 ani, cine se gândea că noi peste 15 ani vom avea telefoane mobile, putem să facem live pe Facebook? Acum mă poate vedea pe Facebook cineva din Australia, mă poate vedea cineva din Noua Zeelandă, din, nu știu, oriunde. Trebuie să aibă un Facebook, un internet care costă, nu știu, cât costă internetul? 70 de lei, 60 de lei. Da? Foarte ieftin. Un telefon, toată lumea are un telefon mobil, smartphone. Da, doamna Vidrean, Diana ne spune, omul este, să vedem mai mult, așa, omul este un animal care nu are limite în absolut nimic, însă vorbind financiar e trist.
că nu avem acea limită. Da? Perfect. Perfect, de acord. Deci noi nu avem limite. Acum, hai să ne gândim în felul următor. Eu cred că nu e rău că nu avem limite. E bine să dorim mai mult, dar important este ce facem când primim mai mult. Adică, dacă noi primim mai mulți bani, primim mai multe resurse financiare sau resurse mediatice sau resurse, nu știu, diferite resurse. Hai să luăm pe cea financiară. Deci, dacă dumneavoastră, Diana Vidrean, ne faceți o donație de 1000 de euro la editură, noi suntem bucuroși și cu acea 1000 de euro eu pot să fac două lucruri. Cu acea 1000 de euro eu pot să fac așa un artificiu financiar și să spun că asociația are nevoie de o excursie în Thailanda ca să facă un curs de perfecționare în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală. Adică Daniel Meze, cu cei 1000 de euro primiți donație de la Vidrean Diana pe asociația ARI, Daniel Meze are nevoie de un training de educație și de dezvoltare personală care se ține în Thailanda. Care de fapt este o excursie pe care eu mă iau în Thailanda pe banii dumneavoastră. Perfect legal. Imoral. Perfect imoral. Da, dacă iau 1000 asta de euro și mă duc la colegul meu Teodor Velt și spun, uite Teo, avem 1000 de euro donație în asociația noastră. Ce putem face cu ei? Și Teo să vină să spună, uite Daniel, avem cartea aceasta, cartea Zohar, avem cartea Știința Kabbalah, avem o carte de educație integrală. Astea sunt în engleză aici la mine, dar le putem traduce în limba română și atunci plătim un om care să ne facă traducerea, plătim un om care să ne facă tehnoredactarea, scoatem volumele astea, că prima tranșă de volume le scoți din banii tăi, scoatem câte 200-300 de cărți din fiecare această carte la tipar. După care ne înscriem la 4-5 târguri, când vor fi disponibile târgurile de carte. Și acea 1000 de euro o investesc astfel încât primesc niște resurse financiare, dar le pun tot în sistem. Bineînțeles, nu suntem ipocriți, că eu dacă merg la un târg de carte, din 1000 de noastră de euro, să spunem că, nu știu, 800 de euro este tot ce înseamnă cheltuieli de tipar, de tehnoredactare, de corectură, de traducere, de deplasare, de înscriere la târg de carte, de cazare și așa mai departe. Sunt cheltuieli care intră în ONG. Pe de altă parte, eu trebuie să și mănânc, da? Eu o să-mi iau o pizza sau îmi iau o cină la acel târg de carte unde stau. Nu? Deci trebuie să și trăiesc. Eu trebuie să-mi iau și o cămașă, trebuie să-mi iau un costum, deci trebuie să fiu prezentabil când țin o conferință. Deci, dar important și de reținut este ce facem cu resursele financiare care ne vin în plus. Ce fac politicienii? Politicienii ne iau resursele noastre financiare prin taxe și impozite și mulți ni le fură. Adică își iau ei vile, la iahturi, excursii de lux și așa mai departe, își iau șpăgi. Și atunci, ei, nu-i problemă că... Deci problema nu e că ei ne colectează taxele și impozitele. Problema e că nu le gestionează cum trebuie și le fură unii dintre ei. Și atunci noi trebuie să vedem acest schimb care trebuie să fie tot timpul. Deci, nu-i rău să avem, nu-i rău să vrem cât mai mult, dar prin ceea ce vrem, trebuie să și întoarcem înapoi. Asta e fluxul de dragoste și de iubire, practic. A primi pentru a dărui. Bineînțeles că tot timpul cine primește își taie și partea leului, își taie și o parte pentru el, pentru că trebuie să funcționeze și el. Cum am spus și eu, la un moment dat doresc să am cât mai multe resurse financiare, atât pe asociația ARI, cât și pe editura ARI, cât și pe centru ARI, astfel încât centru ARI, care este firma pe care o conduc, să se concretizeze și într-o firmă fizică, într-un centru de dezvoltare personală și autocunoaștere care să se numească centru ARI, unde care să fie în munții Apuseni, unde să ducem oameni, să ducem pe Răzvan Hoca, care se uită la noi, să ducem pe domnul doctor Gheorghe Bota, să o ducem pe Andreea Ganea, să vă ducem pe dumneavoastră cu copilul dumneavoastră, doamna Vidrean Diana. Și acolo o să facem tot felul de activități de educație integrală, de la jocuri de conexiune, la plimbat prin natură, la respirat aer curat, la alimentație sănătoasă, la... Nu știu, să vedem un film sau să vedem o conferință care să rămâne în ceva și atunci toate resursele pe care eu le iau prin credibilitatea noastră, prin ceea ce facem, le investesc și le reinvestesc astfel încât să le dau înapoi către oameni. Bineînțeles, eu dacă îmi construiesc acest centru ARI, această clădire, e normal că e și clădirea în care pot să dorm, pot să mă simt și eu bine, dar o pun și o servesc și oamenii în acest complex pe care îl dezvolt. Deci, ca să concluzionez, nu e rău să vrem financiar tot mai mult. Important e ce facem cu ce luăm sau ce primim de la Dumnezeu.
ca și dar în viața noastră. Nu e rău să primim. Important e cum folosim ceea ce primim. Opa! Bun. M-a plăcut mult comentariul dumneavoastră că am putut să dezvolt mult mai mult. Așa. Bun. Acum nu neapărat se leagă cu ce am vorbit până acum, dar spune în felul următor. Pe lângă dezintegrarea unității familiei și pierderea legăturilor de rudenie, un alt fenomen interesant, complet nou, prinde contur. Societatea noastră devine conectată. Dincolo de realizarea faptului că băncile, industria și producătorii sunt toți conectați la nivel global, iar comerțul cu materii prime și cel cu produse sunt și ele conectate între ele. Devenim dependenți reciproc în ceea ce înseamnă cultură și educație. Nu e vorba de faptul că aflăm din mass media ce se întâmplă peste tot în glob, ci mai, pe glob, ci mai degrabă de faptul că devenim dependenți unii de alții. Chiar dacă ne respingem din ce în ce mai mult între noi și la scară globală, cum am putea divorța unii de alții când natura ne-a închis împreună pe această scoarță pământească? Suntem de fapt interdependenți la nivel global și nu putem nici să divorțăm, nici să scăpăm unii de alții. Deci nu avem altă șansă decât să cooperăm și să conlucrăm unii cu alții. Și vedem că și această carte se numește Conectați prin legile naturii. Și de fapt această conectare se referă la toate nivelurile. Fie că vorbim de conectare interumană, fie că vorbim de conectare la nivelul unei societăți, cum este societatea noastră floreșteană, sau la nivel de metropolă, cum este metropola Cluj-Napoca, sau la nivel de județ, județul Cluj, la nivel de țară, la nivel de Europa și la nivel planetar. Și poate peste 100 de ani, după ce se mai descoperă niște civilizații extraterestre, va trebui să ne conectăm și cu ei, că o să trebuiască să învățăm să trăim unii cu alții și cu extraterestrii. Da? Sper că nu o să ne omoare pe noi sau nu o să ne omorâm pe ei. Sau să găsim modul de a ne relaționa. Și trebuie să învățăm că toți suntem interconectați. Dacă în urmă cu 200 de ani sau cu urmă cu 300 de ani, gândiți-vă că în urmă cu 600 de ani, noi nu știam că există America, tot continentul. L-a descoperit Cristofor Columb în 1492. Da? Dacă nu mă înșel. Deci acum, mai puțin de 600 de ani, nu știam că există un întreg continent. Deci cum să fiu conectat cu el când nu știu că există? Sau nu știam că există Australia? Dar noi, din ce în ce mai mult, ni se relevă faptul că suntem interconectați. Dacă cineva strănută în China, s-ar putea să avem noi o problemă în România. S-ar putea ca, virgulă, guvernul român să zică, stai în apartament, nu ești din apartament, pentru că cineva în urmă cu 4 luni a prins o gripă în China. Și aceasta s-a răspândit. Gândiți-vă cât de repede s-a răspândit. Undeva din noiembrie-decembrie, la noi deja în 15 martie era lockdown total. Nu mai ieșim din casă. Deci, decembrie, ianuarie, februarie, martie. În 4 luni de zile s-a răspândit în tot globul. Deci, suntem incredibil de interconectați. Și natura ne arată, deci universul, natura, mama natură, ne arată cât de conectați suntem între noi. Și ne arată că soluțiile trebuie să fie globale. Nu sunt soluții unitare. Deci nu ne putem supăra să spunem, gata, noi închidem România și nu ne mai interesează nimic din jurul nostru și noi suntem noi bine, noi cu noi aici. Știți ce țară este așa închisă, de exemplu? Aproape închisă 100%? Corea de Nord. Gândiți-vă ce sistem este acolo. Și dacă am dorit să trăim în acel sistem. Ar fi ca și cum Ceaușescu ar mai fi trăit încă 30 de ani. Și ar fi închis toată țara, noi am fi acum cu Trească Republica și cu discursurile Ceaușescu și le aplaudam și spuneam Trească Mărețul Conducător și nu știu, dacă murea Ceaușescu, plângeam după el pe stadioane și îl înscăunam pe fiul lui, Nicu Ceaușescu. Gândiți-vă. Și gândiți-vă că aceste lucruri s-au întâmplat numai în urmă cu 30 de ani. Deci numai în urmă cu 30 de ani noi eram într-un lagăr numit România, fără căldură, fără curent, cu rații pe mâncare, fără să putem ieși din țară, să mergem să vedem, nu știu, Parisul, Grecia, ce să zic, de America. Eram ținuți de prizonieri în țară. Ne urmăra securitatea, ne asculta securitatea, ne închidea securitatea, nu aveam justiție, nu aveam drepturi. Era un coșmar. Și doar în urmă cu 30 de ani s-a întâmplat asta. Numai în urmă cu 30 de ani. Nu pare fi așa o perioadă foarte îndepărtată.
Deci, nu ne putem închide în noi, soluțiile trebuie să fie globale. De aceea, suntem conectați prin legile naturii, că natura, de fapt, este interconectată. Și noi, de fapt, suntem interconectați. Și de aceea, una dintre cele mai mari legi spirituale, dar nu intrăm în discuții spirituale, că este doar despre educație integrală, dar fac precizarea asta, că e iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. În sensul în care e ca pe tine, adică că tu ești aproapele. De aceea noi, de fapt, și toți oamenii de știință încep să spună că noi suntem toți interconectați la nivel subatomic. În fizica cuantică sau mecanica cuantică se spune că este un câmp unificat care ne unește pe toți. Și ce simțim la nivel de bază, la nivel de acel câmp, este un câmp comun. Ca și cum ar fi un subconștient sau inconștient colectiv, de care vorbește și Jung. Să mergem mai departe. Legile naturii, la nivel mineral, poartă numele de fizică. La nivel vegetal, poartă numele de botanică. Iar la nivel animal, de zoologie. La nivel uman, legile naturii poartă numele de psihologie. Copiii evoluează de la an la an, pentru că natura lor se dezvoltă odată cu ei. În fiecare an copilul evoluează ca înțelegere, cunoștință, comportament și din punct de vedere fizic, psihologic și mental. Aceasta este legea dezvoltării proprie naturii. Putem defini ce trebuie să știe copilul la anumite vârste și ce ar trebui și care ar trebui să fie competențele sale fizice la fiecare vârstă. Știm aceste lucruri deoarece deja cunoaștem legea dezvoltării. Deci știm când copilul în clasa întâi trebuie să învețe cu tare lucruri, la liceu trebuie să învețe cu tare, la facultate trebuie să învețe cu tare, când ar trebui să înceapă să vorbească, să umble, să mănânce diferite alimente. Cunoaștem dinamica, procesul și nu putem acționa altfel. Deci nu putem să dăm unui copil de un an pizza să mănânce. Sau cred, nu știu, poate mai bine spune doamna Fidrandiana. Deci nu putem să-i dăm unui copil de 10 ani să învețe integrale sau filozofia lui Kant. Suntem parte din natură. În noi se află un motor care ne dezvoltă individual pe fiecare dintre noi de-a lungul vieții și pe noi toți împreună de-a lungul istoriei. Deci iată că suntem în acest mecanism de dezvoltare. Așa. Dar ce este important în acest paragraf? Este important că noi deja suntem puși pe un sistem de dezvoltare. Asta, cu alte cuvinte, dacă punem o sămânță de grâu în pământ, știm sigur că va ieși o plantă de grâu. Nu va ieși nici un pom, nici un arbust, nu va ieși un portocal sau un pom de banane. Deci există în noi, dezvoltat, ce se naște din pisici și șoareci mănâncă, sau cum era respectivul titlu de carte. Deci avem un sistem care se dezvoltă inevitabil. Copilul învață, crește gradat, pe etapă. Dar mai este un sistem de dezvoltare foarte interesant. Și am selecționat un pasaj și pe acest lucru și cred că e bine să-l conectez acum. Nu este aici. Să vedem, poate că aici. Așa. Dacă vom construi în jurul unui copil o societate, cum este o grădiniță, o școală, cum sunt educatorii, jocurile, părinții care în mod constant încearcă să îl susțină, vom putea să accelerăm semnificativ dezvoltarea sa. Această susținere va trebui să nu fie prin determinanții naturali, ci prin stimuli din partea mediului înconjurător care să-l tragă înainte spre dezvoltare. Putem să învățăm pe copil muzică, pictură, sculptură, dans, computere și așa mai departe. Iar apoi evoluția lor va fi cu ajutorul acestor mijloace și nu cu cele mijloacele naturale. Ce vreau să spun aici? Este clar că dacă noi luăm un copil care s-a născut și îl abandonăm în pădure și lăsăm natural să se dezvolte, el se va dezvolta natural. Își va dezvolta membrele, picioarele, va crește în înălțime, va începe să scoată sunete, chiar dacă nu va vorbi articulat, că nimeni nu va învăța limbajul, va imita lupii, urșii, prin sunetele pe care le scoate, prin mișcările pe care le face, deci va fi dezvoltat de mediul în care trăiește. Dar dacă același copil nu lăsăm să se dezvolte în pădure, ci îi vom da un mediu de dezvoltare, care nu e natural,
că e făcut de mâna omului. Bine, pe ansamblu tot natural este, dar e altfel de mediu, pentru că e un mediu artificial. Cum ar fi școala, grădinița, deci creșa, grădinița, școala, mediu familial, îl creștem pe copil altfel. Deci îi dăm un mediu înconjurător. Dacă mai mult, amplificăm acest stimul artificial de dezvoltare a copilului, care se numește mediu înconjurător, și îl punem pe copil la o școală bună, unde are niște colegi care învață foarte bine. Una e să mergi la școală în Cluj-Napoca, alta e să mergi la școală în, nu știu, Borod, comuna Borod din județul Bihor, sau comuna Beliș din județul Cluj, sau comuna, nu știu, o comună din Teleorman. Pentru că acel copil va sta în alt mediu, cu alți copii care au o capacitate sau o șansă de dezvoltare mult mai redusă. Nu provin ca și mediu familial, dintr-un mediu familial intelectual sau, cum să spun, mai bun. Și atunci, noi dacă punem copilul într-un mediu de dezvoltare cât mai bun, de exemplu, îi luăm și un profesor de muzică, îi luăm un profesor de calculatoare, dă meditații pentru limba engleză, pentru limba ebraică, pentru limba franceză. Îi dăm stimul de dezvoltare, îl punem într-un mediu, într-o echipă sportivă. Îl dăm la fotbal, îl dăm la basket, îl dăm la polo, îl dăm la taekwondo. Va fi într-un mediu cu respectiva echipă de taekwondo, unde el se va dezvolta altfel, își va dezvolta abilități, va crește mult mai bine. Deci pe lângă mediul natural, avem acest mediu foarte important și noi creștem la fel. Dacă eu mă înconjor numai de oameni care fumează, care beau, care se droghează, care își pierd nopțile prin tot felul de acțiuni reprobabile, voi deveni și o parte a acelui mediu. Voi începe să beau și eu. Nu ceai, cum am acum aici. Voi începe să beau alcool, voi începe să beau tot felul de nebunii, să mă droghez, să fumez ca și ei. Deci în mediu, și asta e important să reținem, din mediu ne luăm foarte mult ceea ce înseamnă educație. Dacă știm să construim un mediu bun în jurul nostru, un mediu bun înseamnă și cărți. Dacă noi petrecem o oră pe zi, 3 ore pe săptămână cu o carte, stăm într-un mediu bun. Dacă în fiecare vineri, de la ora 20, ascultăm live-ul pe Facebook pe care îl facem pe Educație Integrală și pe Asociația Arii, stăm într-un mediu bun care ne clădește. Noi acum am putea să ne uităm la televizor la o emisiune total irelevantă pentru educația noastră, o emisiune de nu știu, care nu tragi linie în urma emisiunii și n-ai învățat nimic. N-ai rămas cu nimic. Bineînțeles, eu nu spun să ascultați emisiuni și live-uri de genul acesta 24 de ore din 24. Sau nu știu, 20 de ore din ce... Nu. Când dormim 8 ore, 16 ore din 24. Sau ascultați numai emisiuni de genul ăsta. Nu. Avem nevoie să ne plimbăm în natură, avem nevoie de divertisment, de socializare, dar totuși să trăim într-un mediu în care să urmărim și astfel de emisiuni, să citim și astfel de cărți, să avem conversații cu oameni care sunt mobilați intelectual, de să creăm acest mediu în jurul nostru care să ne mobileze și pe noi. Și vom vedea că ne poziționăm într-un grup de oameni din care învățăm foarte mult, pentru că oamenii lângă care stăm ne vor influența foarte mult. Bun, haideți să mai citim câteva lucruri. Haideți să facem live-ul până la ora 10, până la ora 9, să facem un segment de câte oră. Avem că 8 minute până la ora 9. Evoluția a început cu Big Bang-ul și a continuat printr-un proces de adunare împreună. Adunarea părților le dezvoltă și le face mai unite atât cantitativ cât și calitativ. La început a fost mineralul, apoi au evoluat plantele care s-au dezvoltat și au început să crească, era viață în ele. Apoi evoluția a ajuns la nivel animal, care a mers încă și mai departe, până la punctul în care fiecare animal a evoluat individual și cel din urmă a apărut omul. Acum, poate unii dintre dumneavoastră veți spune, cum? Teoria evoluționistă stă în picioare? Păi, s-a descoperit arheologic Australopithecus, Homo de Neanderthal, Homo habilis, Homo erectus, multe hominide. Deci să știți că noi suntem Homo sapiens sapiens, o specie din foarte multe specii de hominide, deci de ființe ca și noi, dar
noi avem o mare diferență față de cealaltă, deși practic suntem la fel. Neocortexul, partea aceasta dezvoltată din creier, care a făcut ca Homo sapiens sapiens să se desprindă de celelalte specii și să rămână doar ea pe această planetă. Totuși, dacă vom mai merge prin Africa, prin niște triburi, vom găsi și alt fel de oameni, care nu cred că sunt Homo sapiens sapiens. Deci, noi am evoluat, treptat. Dar important este, și cum ne spune cartea, cum am evoluat. Aducându-ne împreună. De aceea omul este definit ca fiind animal social. Termenul grecesc este zoon politikon. Zoon înseamnă animal. Politikon vine de la polis, de la cetate. Deci animal al cetății, nu animal politic, cum greșit au tradus unii, ci animal al polisului, al cetății. Politikon de la polis, cetate. Deci un animal social. Pe noi ne definește relațiile, cum am spus la începutul live-ului, cu ceilalți. Că pe mine mă definește relațiile pe care le am cu mama, cu tata, cu prietenii, cu comunitatea în care trăiesc. Fiecare trezește ceva în mine. Ce trezește? Sentimente, cum spuneam, și gânduri. Da? Doamna Diana mi-a trezit niște gânduri în urma mesajelor pe care mi le-a scris. Da? Faptul că văd pe domnul Radu Lucian, un bărbat foarte puternic, fost boxor, că se uită acum la live, îmi trezește un sentiment de putere și de încredere. Pentru că știu că domnul Radu Lucian este un bărbat foarte curajos, foarte luptător și mă încurajează că se uită la mine și iau și eu din puterea lui de luptător, uitându-mă că se uită la mine. Deci, pe noi ne definește toate aceste relații interumane și cu cât noi reușim să construim relații mai interconectate între noi, la fel cum animalele se adună într-o turmă, la fel cum noi ne adunăm când avem un scop comun, dacă noi vom ști să relaționăm cât mai bine între noi, noi vom evolua și ca specie. Pentru că eu nu cred că evoluția se oprește cu Homo sapiens sapiens. Deci, a apărut viața pe Pământ, a fost nivelul mineral, după care s-au conectat atomii, s-au amestecat, s-au făcut tot felul de minunății și a venit nivelul vegetal. S-au dezvoltat plantele, iarba, tot ce înseamnă vegetație. După care atomii iară s-au combinat și au început să dea viață în apă. Coralii sunt între plantă și între animal. După care tot felul de viețuitoare, pești în apă, după care reptile au ieșit din apă, au ieșit pe Pământ. După care s-au dezvoltat specii, multe au dispărut, dinozauri au dispărut și așa mai departe, până când a dat aceste hominide, multe specii de hominide, timp de, nu știu, 400-500 de mii de ani. Gândiți-vă, 400-500 de mii de ani. Noi avem o istorie de vreo 6-7 mii de ani, istorie pe care o cunoaștem. Deci 2000 de ani până la Hristos și de la Hristos în urmă încă vreo 4-5.000 de ani, 5.000 de ani fie, cu 2.000 de ani, 7.000 de ani. Ei, înainte de ăștia 7.000 de ani, unde ne cunoaștem istoria, deci am descoperit unelte, am descoperit picturi rupestre, deci hai să zicem 10.000 de ani cu picturi rupestre. În spate mai sunt câteva sute de mii de ani de hominide. Până când s-au evoluat aceste hominide și a dat acest om Homo sapiens sapiens, se spune că undeva în urmă cu 50.000 de ani. Și noi tot am evoluat până acum și în urmă de 10.000 de ani avem și istorie scrisă. Ei, eu cred că nu se termină istoria cu noi. Și noi dacă vom învăța să ne conectăm, să relaționăm mai bine, să ne simțim unii pe alții, să gândim împreună, să ne punem energiile împreună, noi vom îmbunătăți acest Homo sapiens sapiens și vom fi din ce în ce mai evoluați. Și se presupune că vom suferi mai puțin, vom trăi mai mult, sănătatea va fi mult mai bună. Gândiți-vă că speranța de viață acum este 78, 80, 83 de ani în țările dezvoltate, vest-europene 85. Mai de mult, dacă atingeai 50-60 de ani, deja erai bătrân. Erai bătrânul satului. Deci iată că noi evoluăm. Evoluăm și eu zic că vom evolua din ce în ce mai bine. Bineînțeles, vom evolua pozitiv, dar și crizele de rigoare, depresie, anxietăți, probleme. Deci nu putem evolua numai înspre bine. E binele și rău. Tot timpul suntem pe două talere. Așa. Să mai citim încă un pasaj și o să ne luăm la revedere până data viitoare. Dacă studiem fructul unui pom, vom vedea că la început pare să aibă gust neplăcut și deloc bun la gust.
dar pe măsură ce crește și se coace devine frumos, aromat și delicios. Poate că suntem precum fructul unui pom și trecem prin forme similare de evoluție, care trebuie să se coacă. La fel se întâmplă cu oamenii. Sunt necesari cel puțin 20 de ani pentru ca un copil să crească și să corespundă vieții ca adult. Să fie capabil să învețe, să pună în aplicare cunoștințe și să însemne ceva în lume. În schimb, un animal are nevoie de numai câteva săptămâni sau numai de câteva luni pentru a se dezvolta. Cu toate acestea, el nu progresează prea mult și rămâne un animal, știind numai să aibă grijă de nevoile sale instinctive. Nu se schimbă nici pe el și nici lumea. Foarte frumos acest citat și este bine să încheiem cu el. Deci noi trebuie să evoluăm în continuare. Trebuie să ne cunoaștem cât mai bine ceea ce simțim și ceea ce gândim. Să ne obiectivăm puțin de sentimentele noastre și de gândurile noastre. Să ne analizăm. Și ce este foarte important, să simțim pe cel de lângă noi ce simte și ce gândește. Astfel încât să avem tot ceea ce înseamnă relații cât mai bune între noi. Dar acum poate mulți dintre noi suntem ca un fruct care nu este copt și este un pic amar. Trebuie să ne coacem, să ne maturizăm, să fim un fruct zemos și bun la gust și să ne gustăm unii pe alții și să vedem că suntem buni. Mulțumim mult că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire vinerea viitoare de la ora 20 pe pagina editurii ARI și Asociației ARI. Vă invităm să distribuiți live-ul nostru și să aveți parte de o seară cât mai plăcută. Până data viitoare, la revedere!